Ucraina a înregistrat până acum 22.000 de cazuri legate de presupuse crime de război comise de ocupanții ruși, a declarat procurorul general al țării. Tot el a mai spus că în fiecare zi sunt înregistrate până la 300 de cazuri noi. 10 de cazuri sunt legate de acte de violență sexuală, inclusiv violuri asupra adulților și copiilor. Alte cazuri se referă la uciderea și torturarea civililor, precum și la atacurile asupra infrastructurii civile, cum ar fi școli și centre medicale. Procurorul general a declarat că 5.000 de copii au fost deportați în Rusia și că procesul de adoptare a acestora în Rusia a fost simplificat. Magistratul a adăugat că locuitorii din regiunea Herson sunt terorizați deoarece se împotrivesc ocupației rusești.